Salutare tuturor, eu sunt Mishi, iar el este noul meu prieten, DJI Ronin SC. L-am cumpărat în urmă cu o săptămână, am așteptat foarte mult să fac acest video, pentru că mi-am dorit după partea de unboxing pe care urmează să o vedeți imediat, să pot să împărtășesc cu voi și o părere sinceră despre acest gimbal. Mi s-a părut destul de util, am auzit o grămadă de lucruri bune despre el. Am luat greu decizia de a-l achiziționa pentru că a fost un picuț cam scump pentru bugetul meu, trebuie să recunosc. Dar folosind o cameră mirrorless, mi-am dat seama că am nevoie neapărat de el. Așadar, să vedem ce conține pachetul inițial. Pot să spun că sunt foarte încântată de alegerea făcută. E un gimbal care cântărește în jur de 1 kg și 200 kg. Este destul de ușurel, ținând cont de faptul că există varianta fratele lui mai mare, Ronin S, potrivit pentru acele camere mai mari, gen DSLR-uri, care e mult mai greu decât acesta și care suportă o greutate a camerei mult mai mare. Cum vă spuneam, eu folosesc o cameră mirrorless care are până în 2 kg cu tot cu obiectiv, aceasta fiind greutatea maximă pe care acesta o suportă. Eu, ca fată, pot să vă spun că nu m-am descurcat atât de ușor cu greutățile despre care vă vorbeam. Noroc că nu sunt eu cea care filmează, ci sunt aici, dincolo de cameră. Așadar, sunt foarte încântată de acest gimbal, l-am testat, l-am scos afară din casă, ne-am distrat cu el, am fost foarte încântată de filmările pe care am reușit să le facem, cu siguranță nu ne-am fi descurcat la fel de bine fără să-l avem. Suntem încântați de materialele din care este făcut, se vede că este un gimbal de foarte bună calitate, cu o baterie care mie mi se pare mai mult decât suficientă. De ce spun asta? Am văzut că există mai mulți utilizatori care s-au plâns de faptul că bateria nu poate fi schimbată și este nevoie să cumpărați gripul cu totul pentru a beneficia de un timp mai lung de filmare, însă mie cele 11 ore de autonomie ale bateriei mi se pare mai mult decât suficient. Aceasta se și încarcă în aproximativ 2 ore și jumătate, așadar n-a fost niciun fel de problemă pentru noi. Dacă vi se pare totuși că durata de viață a bateriei este prea mică, puteți să vă cumpărați oricând un al doilea grip pe care să-l aveți de rezervă.
Așa cum vă spuneam, eu folosesc o cameră full frame de la Sony, un A7 R2, pe care m-am chinuit destul de mult, trebuie să recunosc, să îl calibrez aici pe Ronin. De ce spun asta? În momentul în care am reușit să-l fixez aici, am deschis aplicația Ronin, care mi s-a părut destul de intuitiv, am avut destule filmulețe care m-au ghidat pas cu pas în acest proces de calibrare. Însă, fiind vorba despre o calibrare pe 3 axe, a fost puțin mai dificil de realizat. Sincer, mie mi-a luat în jur de 2 ore, poate putea fi făcută mult mai rapid, habar n-am, n-a fost atât de greu în momentul în care am încercat să utilizez un gimbal pentru telefon, a fost pentru prima oară când am folosit un gimbal pentru o cameră și, așa cum vă spuneam, este nevoie de o calibrare pe 3 axe. Ceea ce m-a ajutat a fost faptul că atunci când eram eu de părere că am terminat procesul de calibrare, intram în aplicație și puteam să testez. I-am spunea dacă s-a făcut sau nu procesul de calibrare corespunzător și spunea la care dintre cei 3 pași trebuie să revin. Așadar, n-a fost nevoie să o iau de la capăt de fiecare dată. După numeroase încercări am reușit, mi-a dat că e totul perfect și a fost gata de funcționare. Înainte de a vă arăta cum s-a descurcat gimbalul nostru afară, vreau să vă spun că nu suntem profesioniști, așa că filmările pe care le puteți vedea pot fi făcute cu ușurință de oricare dintre voi. Let's go.